Salut din partea presiei conspirative. Azi vorbim nu de protestele agricultorilor, ci despre fotbal, mai exact despre dragostea față de fotbal, care a dat pe neașteptate în conducere de vârf a țării, ca gripa aviară în lebede. Suferind de șefa de stat, suferind sunt și cei doi bărbați ai neamului, speakerul și premierul. S-a întâmplat că Naționala Moldovei să prindă o zi bună, să o apuce pe zeița fortuna de șolduri și să o întoarcă un pic, în profil, măcar pentru o clipă. Moldova a bătut marțea asta la Chișinău Național a Poloniei. Mă rog, și la poarta săracului se răstoarnă odată în viață un camion cu turte dulci. Oricum, dacă sincer, a fost sărbătoare mare pentru toți suporterii. Moldova a învins cu 3-2, solida echipă poloneză, revenind spectaculos după ce pierdea 0-2 în prima repriză. I-am bătut pe Lewandowski și alți tuji ai fotbalului, în ciuda faptului că joacă la echipele cele mai bogate din Spania și Marea Britanie. Faza e că Aldesandu, Grosu și Recean s-au grăbit să se laude că au biruit chiar ei și ca persoane îndrituite cu putere, care își pot trage sub ei tot ce își doresc, au semnat primii public sub victorie veți zice, dar mai lasă-i naibii în pace. Ce să că se bucură și ei de ceva mai uman? Căci nu se pot mulțumi doar cu stârvurile de la masa jăcmănelii cetățenilor de gaz și de credite. Da, dar dacă chiar am admite că victoria e comună, ceea ce nu este chiar așa, oricum, fiecare guvernant sare în sus de bucurie la înălțimea potrivită contribuției. Fiți atenți ce comentarii sportive înflăcărate au lansat guvernanții. Recean către popor, strivit de responsabilitate. O revenire de senzație care ne arată tuturor că orice este posibil când există fermitate, dorință și multă muncă. Toată Moldova a avut parte de o seară de neuitat, ce poate fi povestită nepoților. Trufașul tribun grosu către prostime, un adevărat miracol fotbalistic. Băieții noștri ne-au oferit cel mai bun exemplu că se poate. Mulțumim mult pentru această seară. Și în sfârșit, vraciul nostru specializat în eurointegrare, Maia Sandu, către fostul milion de alegători, adică cea mai rămas din trânsul. Moldova e victorioasă când oamenii fac echipă unită. Doar prin multă muncă, dedicare și luptă până în ultima clipă putem obține rezultate foarte bune. Putem inversa în favoarea noastră orice scor. Putem capta atenția și admirația celor din jur. Vedeți, sportivii câștigă cupele, iar guvernanții își gravează pe ele numele. Cuvintele cheie din comentariile politicienilor sunt ești învingător dacă muncești cu dedicare și orice scor se poate întoarce. Ni se dă de înțeles că victoria ar fi oricând sfârșitul logic al unei munci grele și îndelungate, dar, totodată, ea poate fi și rezultatul unui miracol. Nu e valabil însă nici un criteriu dintre aceste două în cazul nefericitei noastre naționale și a nefericitei noastre țări. Munca a fost, nu-i vorbă, dar victoria asupra Poloniei e un modest și întâmplător dar de sus. O surpriză în calvarul diverselor campionate în care noi, de regulă, ajungem în final printre ultimii. E un driblaj de cuvinte, tot așa cum suntem driblați, mințiți, adică cu eurointegrarea. Iată, iată, ni se promite, ne aliniem de grabă țărilor dezvoltate și suntem fără 5 minute în Uniunea Europeană dar fiindcă obiectivul real e în ceață, suntem amețiți cu un meeting gen Moldova Europeană, ori un summit la Castelul Mimi, care miroase parca a victoriei. Ca și cum odată cu victoria asupra Poloniei, am fi devenit campioni europeni. Scuzați, dragi băieți de la Națională, că vorbesc direct, fără floricele, dar pe mulți vă cunosc personal și fac parte dintre acei care au contribuit la creșterea profesională a unora dintre voi. Vă iubesc și vă respect, cum o fac toți fanii adevărați, dar azi îmi pare rău, trebuie să ilustrez cu voi o poveste politică. Ce au făcut cei trei fruntași ai țării cu două rânduri de jambiere? Ce au făcut ei concret pentru fotbalul moldovenesc? Nimic. Nici cât negru sub unghi, Ca și aproape toți conducătorii noștri moldoveni de 30 de ani încoace lumea fotbalului n-a cerut prea mult de la guvernarea noastră. De fapt, doar două lucruri. Să contribuie alături de federație la edificarea unui stadion național și să facă o lege dreaptă a sponsorizării, care ar aduce finanțe în industria fotbalului, nu bănuții câtorva inci îmbolnăviți de minge. Cineva dintre cei trei a pomenit măcar o dată de aceste probleme, care nu sunt cele mai grave probleme ale fotbalului nostru. I-ați auzit vorbind în genere de fotbal? De ce nu s-au entuziasmat oare la fel de mult de aurul luat de tânărul luptător Alexandru Borș la Campionatul Europei, tot în această săptămână? Mai ales că e vorba de un gen de sport în care Moldova livrează constant rezultate excelente. Problema e că auditoriul luptătorilor e mic și nu e atât de răsunător ca cel al fotbaliștilor. Iar, după cum se știe, Politicienii, chiar dacă aruncă vorbe de pomană, tot în coșul venitorilor le aruncă. Mai Sandu ne-a luat și de data asta în balon, adică a făcut mișto de națiune și de viitorul ei, de cel sportiv și implicit de cel al eurointegrării. Fiindcă e vorba de fotbal, nu de protestul agricultorilor în piața principală a capitalei, balonul ei, bineînțeles, e deosebit de aur de tipul premiului fotbalistului anului în Europa. Cum credeți? Unde s-ar potrivi mai bine figura bicisnică a Maesandu? Alături de legendarul Leo Messi? Ori lângă un tractorist, în cabină? Pe curând!